Nu e vita, nu este, nu este, nu este, aceeași greșeală. Dadar Flower Market? Dadar Flower Market? Dadar, Dadar, ok, ok, ok. Mamă, mișcă-te, frate! Nu arată ca un loc în care s-ar afla vreodată vreun steag. Ai uitat, am mai fost acolo odată. Nu, sunt prost rău, bă, prost rău, bă, prost rău! Pentru că și acum două zile am fost aici. Haide, ia ușor la pas. M-am luat-o la pas, pentru că băieții din mașină ne spuseseră că un pic mai sus mai e o altă piață numită Dadar, tot de flori. Doar că ei ziceau că era mai mică. Flower Market, sir, Dadar Flower Market. Mamă, iubita, am mai făcut o dată asta. Second left. Stai, here, stop, stop, stop. Walk, yes, walk. Walk. Walk, walk. Ok, thank you. Ne dă în jos rapid din mașina lui Neacostică. Întreabă, întreabă. My friend, sorry. Dadar Flower Market? Încolo. Perfect, ai încolo. Mai întreb pe drum. Flower Market, Dadar Flower Market. No, unde no, e partea altă. No, e invers. Mă duc invers. Unde e, mă? Ah, încolo. Unde e, bă, piața de flori? Dadar Flower Market. La market de flori. Până vine unul de știe engleză și ne spune my friend. Sunt e două. Două. Is two market? Două markete. Take it. Ia două, Neică. Bine, care e aia mai mare, care e aia mai mică? Big market and... Big market, this one? Small bag. Small market and... Small, small, vină-ți pe mine, ai încredere, hai, hai! Hai acum, hai, dacă acolo, nu e bună, întoarcem în aia mare, ce să faci? Mergem la asta mică și după aia la aia, da, mare, exact. Dar cred că e aia mare, boss. Eu nu cred. Zici că asta ar putea fi, mai întrebăm. Sir, Dadar Flower Market. Ia uite-l, bă, oamenii înțeleg doar Flower Market, bă, eu zic prost Dadar, mă, frate. Zic Dadar, trebuie zic Dadar, Dadar, Dadar. Da, hai să traversăm. Sorry, Dadar Flower Market. Straight? Faci un pot pe aici. Ia vezi, boss, dacă vezi un steag din ceva. Uite! Zi-mă, uite! Bravo. Într-un final am zărit și steagul sub un pod. Simpaticilor, căutați o florărie cu semnul Lasă Expreso. O să vi se arate cum să faceți o ghirlandă de flori. Dacă reușiți să faceți o ghirlandă, vi se vor da 10 în schimb pe care trebuie să le puneți în jurul gâtului și să mergeți spre următoarea locație. Nu uitați să luați și plicul, succes și nou. Florăria cu semnul Lasă Expreso. Uite! Hai. Trebuie să facem niște ghirlande. Hello! Hi! We have to... Let's do this! Când am ajuns la probă, cred că eram doar noi, nici n-am putut să vedem nimic, pentru că erau foarte mulți oameni acolo. Show me. Abis, bagi pe flori pe ac. Ok, perfect. Thank că you. El se mișcă încet. Trebuie să nu-ți bagi acum mână. It's ok? This long? Sir, Dadar Flower. Bor fi o să ia înainte de știu ăștia? Să-și văzut pe Ruby și pe Adi și de aia? Mă gândesc. Hai. Dar biți, mie nu merge asta. Nu... E ței nodat. Ah, this has to stop here? Nu, biți, nu. Ok. Hai, biți, bagă și după aia tragi. But it's not working. Dadar Flower Market? Run. Pe-n toate dughenele, toți ursarii puse pe jos, tarabe, vindeau flori, pătrunjeli. Coșuri, sari, erau... Linichi, scuipați, balegă, tot ce vrei pe strada aia, băiatule, și noi alergam să luăm flori. Și tot așa, după câteva obstacole de oameni, pietre, coșuri, vedem steagul. Uite steagul, uite steagul, uite steagul. Hai! Sorry. Stop, că pe drum îndrum spre steag. O vedem și pe Ruby și pe Adi. Cu Adi. Deja făceau la... ghirlandă. Prima oară că ne vedem cu ei, dar ei deja sunt în fața noastră, dar nu cu mult. Nu uitați să luați. Ce vreți să faci, că am văzut eu unde e aia. Să căutăm o florărie cu semnul Lasă Expreso. Uite acolo. Sorry. Măi, e nebun. Deci nu am înțeles ce caută ei acolo, că noi, eu știam că am mers din mașină în mașină repede. Hai, că am stat la întrebările puțin. Cam cum au mers ăștia? În rest, dă seama cum au mers ăștia dacă sunt aici nebun la treabă. Hai, lasă-i. Ok. Începe și ne-a. Nu că am vrut să-i dau peste mâini. Bă, lasă-mă, nu mai arăt, nu mi-arăt, dacă știu eu să fac, nu-mi plec aici, nu mor aici. Nu. Să-ți arăt eu frumos, plec, bă, un fier timp până mi-arăt tu, bă, sunt ăștia acolo lângă mine. Mă, păi bine. Another one. Maestru ghirlandier, cred că eu am fost. Eu n-am fost în niciun caz. Give us another one. Mă, ce e asta, mă. Stai, bine, să spună alta, că nu faci treabă cu aia. Păi, nu mă, să-mi fac treabă. Liniștește-te, ia ușor.
down. Cât îi lua la ăsta să facă... Când văd altă echipă lângă mine, ai nebunit? Eu foc instantaneu. Adică mă bucur pentru ei, îmi pare rău pentru mine, nu înțeleg unde am greșit și mă ia capul. Hai, frate meu, hai, frate meu. Și a viteză, boss, l-a băgat Flor Peață. Nu ne-am întâlnit cu băieții niciodată. Asta e bine. Mai avem mult din ziua de azi. Hai să vedem ce fac. Mamă, ai mult, boss? Bag eu la tine? Nu mai am, mamă. Ready, sir? Look. Bici nu ne îndesam prea mult. Păi am îndesat, iubito, știi cum sunt. Păi, mai, mă, iubitele. Am descurcat, am iubit-o. Da, dar ghirlanda ta era urâtă rău. Am început târziu și am terminat la 20 de secunde față de ea. Ok, now. Practic am făcut mai repede. Dar urât, nu se pricepe. Și nu atât pricepe. De simplu. Hai, mă, lasă-mă, serios, mare pricepeală ce trebuie, bagi un lac printr-o ghirlandă. Păi, da. Treabă, cum nu mi-e și taia, n-am făcut de taia. Oribilă, am și legat, mi se părea că arăta super frumos. O chestie de flori trebuie să arate era frumos. Aoleu, Robert. Hai, gata. Da, bine, era mai frumoasă a ta. Era mai frumoasă a ta. Thank you. Sunt mult mai mici ale voastre. Eu am primit de la Sir Judge Ghirlandier un plic cu următoarea destinație și câte 5 ghirlande de căciulă. Aoleu, o poză. Aoleu. Fashion Street. Mahatma Gandhi Road. Wow, oh, să ne întoarcem. Am plecat aproape repejor de la misiunea cu ghirlandele. Uite pe băieți. Hai să vă luăm așa lege. Nu, nu. Du-te. Erau doar un pic în urma noastră. Noi credeam că suntem cu mult în urma lor și în momentul în care i-am văzut, ne-a crescut un pic speranța și am zis, haide să o ținem tot așa. Du-te. De deja plecaseră de la proba asta. Uși, că mie noi. Bă, tot ce înseamnă acasă, tot aici bă, sunt mai, zeu. Mai la casă, mă, cu acșa asta. Can you please help us? Do you know MG Road? Here. Do you speak English? Okay, hai, gata. Yeah, finish.